Jessica și astăzi vom vorbi despre vaccin. Tot vreau să stau să fac un intro frumos, încerc să filmez video-ul ăsta de o săptămână, credeți-mă, dar nu pot. Fizic, nu-mi iese, nu știu de ce. Ideea e că astăzi vom vorbi despre vaccin pentru că m-am vaccinat și eu cu prima doză și vreau să vă spun experiența mea și să vă citesc anumite reacții pe care le-am primit pe Instagram când am vorbit despre vaccin, pentru că am vorbit de vreo două ori și am avut parte de niște reacții și de niște răspunsuri de milioane, ce să zicem. O să le vedeți, nu vreau să mă mai enervez singură și de-aia vreau să vi le arăt și vouă, să vă enervați alături de mine. Așa că, haideți să începem. Deci, eu m-am vaccinat pe 7 mai, atunci am avut prima doză, m-am vaccinat cu Pfizer. Nu știu dacă te poți vaccina cu altceva dacă ai sub 18 ani, dar cu Pfizer sigur poți din moment ce am făcut-o și eu și mai cunosc atât de alte persoane de vârsta mea care au făcut-o. M-am vaccinat atunci, gen mi-am făcut programare cu niște zile înainte, pentru vaccinare și n-ai nevoie de acordul părinților să faci programare, by the way, nici să te vaccinezi, n-ai nevoie de acord. Ideea e să ai un buletin și să ai peste 16 ani. Nu zic să o faceți pe la spatele părinților voștri dacă ei nu sunt de acord, dar în același timp n-aveți nevoie de acordul lor, ca să știți. Ideea e că am făcut programare, după pe 7 m-am dus acolo, am completat o hârtie cu datele mele și niște întrebări, gen am răspuns la ele și după m-am dus să mă vaccinez și a durat fix un minut sau mai puțin, mai mult mi-a luat să-mi dau jos hanoracul și să-l pun la loc, adică erau două asistente și una dintre ele mi-a zis să-mi pun mâna în șold, mâna în care vreau să mă vaccineze. Și în timp ce mi-am pus eu mâna în șold și v-am să văd ce face cealaltă asistentă care era acolo lângă mine, cât m-am uitat la ea, până m-am întors, femeia terminase deja, am pusese și plastru, eu n-am simțit absolut nimic. Mai mult am simțit după, nu la început, adică și după ce te vaccinezi imediat, te pune să stai un sfert de oră acolo ca să observe dacă ai vreo reacție. N-am avut niciuna, nici restul din sală n-au avut vreo reacție și nici cât am ajuns acasă, deci n-am avut absolut nimic. Singura chestie e că peste niște ore a început să mă doară brațul și până a doua zi abia puteam să-l mișc sau să fac chestii cu el, dar asta a durat fix o jumătate de zi. Eu m-am vaccinat de dimineață, pe la 9 să zicem, și a început să mă doară brațul pe la 3 și abia a doua zi nu mă mai durea. Dar toată seara aia mă durea foarte tare. Asta, nu mi s-a întâmplat nimic, n-am avut nicio reacție, nici părinții mei, nici bunicii mei care s-au vaccinat n-au avut nicio reacție. Cred că cunosc o singură persoană care a avut și gen a avut febră în seara aia, dar atât. Dar, na, nu e nimic sever, nu cunosc pe nimeni care a avut o reacție severă, din fericire. Da? Nu știu ce să vă mai zic despre experiența mea, aștept să-mi fac rapelul pe 28, ce aia e? Eu sunt foarte încântată că m-am vaccinat pentru că vreau să mă simt în siguranță și să știu că îi țin și pe cei din jurul meu în siguranță. Chiar dacă eu sunt sigură că dacă aș lua COVID nu aș păți absolut nimic, mi-e teamă să îl dau altor persoane nevinovate, știi? Și înainte să spună cineva, da, de unde știi tu că vaccinul e safe, am încredere. Îmi pare rău, am încredere în medici, în tehnologie, în știință, de-aia nu mai trăim în peșteri și de-aia nu mai murim cu zecile de milioane cât au murit la ultima pandemie, la gripa spaniolă de acum 100 de ani. Că am evoluat de-aia și de-aia vreau să am încredere. Acum hai să vă citesc niște reacții, dar înainte să le citesc vreau să vă... Să vă arăt story-urile sau să vă povestesc? O să vă povestesc. Am făcut, cred că, 3 story-uri erau și în story-urile alea ziceam cum oamenii care nu au ajutat deloc la pandemia asta cu nimic, gen să se vaccineze sau măcar să respecte restricțiile, n-ar trebui să se bucure că ieri, pe 15, atunci era mâine, că eu mi-am făcut story-urile astea vineri și restricțiile s-au ridicat sâmbătă. Mi se pare absurd că oamenii care nu fac nimic ca să ajute pandemia se miră de ce nu se mai termină odată. Pentru că n-ajuți, gen asta e faza. Și mulți oameni n-au înțeles că frustrarea mea e doar cu oamenii care nu respectă restricțiile și care, pe scurt, nu ajută cu nimic și nu cu oamenii care nu se vaccinează că au boli sau că nu pot fizic ei se vaccineze, pentru că dacă tu nu vrei să te vaccinezi, poți să nu te vaccinezi, este dreptul tău. Dar dacă nu te vaccinezi, măcar faci ceva să contribui, știi? Respectă restricțiile. Dar dacă nici nu te vaccinezi și nici nu respecti condițiile și restricțiile, efectiv taci. Atâta. Deci ieri am avut așa nervi din cauza acestor mesaje, nu vă închipuiți. Deci, uitați aici.
Nu e niciun COVID, draga mea. Eu am dat petrecere de vreo 10 ori la mine acasă și am chemat foarte, foarte mulți oameni necunoscuți. Nimeni nu a luat și nu a dat COVID. Nu există COVID. Ah, da, și de-aia am stat noi cu lunile în casă. De-aia spitalele i-au dat pe afară. De-aia au murit atâția oameni. De-aia, de-aia. Ah, fă, tu ești nebună, nu mai zi tu nimic. Foarte drăguț. Unii dintre noi nu au încredere în vaccin și cel puțin familia mea a fost foarte grijulie. De când a început pandemia, nu ne-am întâlnit cu alte persoane și am stat izolați, noi tot, nu toți suntem la fel. Asta așa e, deci nu mă refeream la oamenii genul ăsta. Oamenii genul ăsta, frate, dacă respecti, ai grijă, cum zici tu, și nu vrei să te vaccinezi, e dreptul tău. Nu te pune nimeni să te vaccinezi momentan. Ideea e să contribui cu ceva la pandemie ca să îți permiți să te plângi de ea. Gen, mi se pare că degeaba te plângi de ea dacă nici măcar nu încerci să ajuți, știi? Efectiv. Într-adevăr, sunt unii oameni care nu păstrează distanțarea, nu poartă masca așa cum trebuie, însă vaccinul este altceva. Vaccinurile sigure și 99% eficiente sunt cele testate an și an, nu de-abia făcute. Pot avea efecte adverse sau alte scopuri în afară de cel de a te proteja de COVID. Există multe teorii ale conspirației legate de vaccin. Teoria conspirației despre vaccin. Pentru că nu-mi pasă și pentru că, repet, am încredere în tehnologie și în medicină și în știință că până la urmă avem nevoie de vaccinul ăsta ca să ne revenim. Dacă nu ar fi vaccinul, ar trebui să luăm cu toții COVID. Cine moare, moare. Cine nu moare, nu moare. Și aia e selecție naturală, însă nu vrem chestia asta. De-aia s-a creat vaccinul. Nimeni nu-și dorește să se moară așa în masă. Poate da, sunt oameni care și-ar dori asta pentru că până la urmă suntem mult prea mulți oameni pe pământ, însă în același timp nu se dorește asta pentru că, na, e urât, e înfricoșător, nu e ca lumea. Am ajutat, am respectat toate restricțiile, am purtat mască, am folosit o groază de dezinfectant, am păstrat distanță socială și multe altele. Peace. Oamenii ăștia sunt oamenii care își permit să zică că nu vor să vaccineze. Dacă faci chestiile astea, ai făcut chestiile astea și nu vrei să te vaccinezi, îți respect părerea. Dar dacă nu faci asta și nu vrei să te vaccinezi, taci. La asta mă refer. Pentru că el nu există și oamenii mor pentru că medicii îi injectează ceva în sânge, dar lumea trezirea că nu există COVID, toată asta e scurgere de bani. Aceste reacții majoritatea sunt de la copii mici. Și copiii ăștia spun asta pentru că asta au de la părinții lor. Ceea ce e trist că sunt oameni mari care gândesc așa, dar whatever. Da, bun, și dacă avem reacții adverse la acest vaccin, murim pentru ce? Dacă vreți să vă vaccinați, vaccinați-vă voi. Păi asta zic, noi ne vaccinăm. Tu nici nu cred că ai atâția ani încât să te vaccinezi. Ideea e că nu înțeleg teama asta de reacții adverse de la vaccin, când COVID-ul în sine e mult mai periculos, adică mulți mai mulți oameni au murit de la COVID decât de la vaccin. E perfect, căutați pe Google dacă nu mă credeți pe mine. Ideea e că de la COVID e mai ușor să ai reacții adverse, ca să zic așa, sau să rămâi cu sechele efectiv, decât de la vaccin. Pentru că acest COVID nu există, pur și simplu. Proști sunteți voi că le faceți jocul și credeți că o să se termine pandemia dacă vă vaccinați. Zic că unii oameni au murit de la vaccin, încurajez ca oamenii să se vaccineze, dar sunt și urmări. Totul pare așa ușor, dar nu-i. Și câți oameni au murit de la COVID? Fă, te rog, o comparație, fă statistică, câți oameni au murit de la COVID și câți oameni au murit de la vaccin și o să vezi. Astea au fost unele reacții, după efectiv am oprit răspunsurile la story pentru că mă ambalam mult prea tare, fiindcă nu-mi plac oamenii și mai ales oamenii ăștia, doamne, doamne, oameni, doamne, doamne. Ideea e că vă propun să ajutați cum puteți voi la pandemie. Dacă puteți să vă vaccinați și vreți să o faceți, faceți-o. Dacă nu vreți să vă vaccinați, dar vreți să scăpați de pandemie, aveți grijă, nu mai ieșiți, nu mai stați bot în bot cu oamenii. Dezinfectați-vă foarte des, purtați mască chiar dacă acum s-au și ridicat restricțiile de mască, pentru că, na? Efectiv, faceți ceva. Deci, cred că ne-am săturat cu toții de pandemie, dar vezi, sunt ăștia de s-au săturat, dar nici nu fac ceva în privința asta și asta mă enervează pe mine cel mai tare. Eu am avut grijă cât a fost pandemia, eu acum nu știu dacă să zic dacă mă vaccinez sau m-am vaccinat, că gen mai am o doză, dar înțelegeți voi, gen, eu una încerc să ajut, încercați și voi, pentru că na, cu toții ne-am săturat.
Asta a fost tot. Nu știu ce a fost video-ul ăsta. Am vrut să vă spun experiența mea. Am vrut neapărat să fac un video despre asta și m-am gândit să fac acum mai repede, că na, ideea e că asta a fost tot. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like acestui. Am uitat outro. Nu uitați să dați un like acest. Nu uitați să dați un like. Deci, cam asta a fost tot. Sper că v-a plăcut. Efectiv, am uitat outro-ul după 6 ani! Uitați să dați un like acestui video, un share prietenilor voștri, pentru că asta m-ar ajuta foarte, 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 foarte mult. Și mai ales vă abonați la canalul meu. Asta a fost tot și ne revedem data viitoare. Tot nu cred că e bine, dar nu contează. Vă pup! Pa!